2013 ar putea fi primul an de la adoptarea măsurilor de criză în care instituțiile publice pot face angajări în funcție de buget fără alte restricții. Inițiativa legislativă de a debloca posturile vacante din sectorul bugetar, propusă de senatorul Liviu Marian Pop și aprobată marți în Comisia Senatorială pentru Muncă, este privită cu ochi buni de reprezentanții sindicaliștilor maramureșeni. Asta nu trebuie să ne ducă la frica sau ideea că, vai de mine, instituțiile publice vor fi iarăși umflate, îmi cer scuze pentru cuvântul folosit, de către noi salariați cu pile. Florin Hosu este de părere că această inițiativă legislativă va veni în ajutorul bugetarilor angajați pe perioadă determinată. Sunt o serie de inconveniente pentru angajații pe perioadă determinată, astfel că această inițiativă a domnului senator Pop Liviu Marian, fost coleg de-a nostru, țin să subliniez, este lăudabilă și foarte bună. Dar salariații trăiesc cu frica, mâine oricând pot fi dați afară. Până la urmă, pentru această lege, apariția acestei legi ar reglementa situația din instituțiile bugetare, mai mult nu prea s-ar face, în multe instituții publice nu s-ar face angajări, ci s-ar legitima cei care lucrează pe posturile cantate și, bineînțeles, care există în organigramă, ar aduce o liniște salariatului. Pentru a putea intra în vigoare, propunerea senatorului Liviu Marian Pop trebuie să primească și votul Camerei Deputaților, forul decizional.